Cine te iubește sincer, cine grija ta o poartă, cine se roagă pentru tine, doar o mamă îndurerată. La altcineva să nu îi spui durerea ta decât lui mama ta, doar ea binele ți-l vrea. Mamă, nu știi ce greu în mine când văd că bătrânești. Suntem de la știm că sunteți sărbătorită astăzi, avem o surpriză pentru dumneavoastră din partea cu Fadrag. Și aș vrea să vă întreb dacă vă nuiți cumva din partea cu mine surpriza. Copii. Asta copii. Noastră cu fărcelile. Mulțumesc foarte mult. Pentru că avem și un mesaj pentru dumneavoastră, în urma căruia, sigur o veți da seama din partea cui vine această frumoasă surpriză. Spune așa, mamă dragă, ne închinăm pentru toate lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru noi. Pentru sprijin, pentru sfaturile pe care ni le-ai dat de-a lungul anilor și pentru răbdarea cu care ne-ai ascultat. Întotdeauna ne-ai înțeles și ne-ai sărit în ajutor. Iartă-ne dacă cuvintele noastre te-au supărat vreodată. Ai fost și ești cea mai bună, blândă și importantă pentru noi. Acceptă sincerele noastre felicitări pentru ziua de astăzi și îți spunem un mare mulțumesc pentru tot. Dumnezeu să-ți dea sănătate infinită, dragoste reciprocă și să-ți împlinească toate visele. Îți doresc viață lungă și fericită și un călduros la mulți ani, draga noastră și frumoasa noastră mamă. La vârsta frumoasă de 49 de ani, fetele împreună cu ginerii și nepoata ta, Francesca, îți dorim viață lungă alături de noi. Te iubim! Copii, mulțumesc! Și acum, dacă ați putea să le transmiteți lor ceva, să le spuneți ceva. Da, mulțumesc pentru... Mulțumesc copiilor mei pentru această surpriză frumoasă. Și... Tot ce își doresc ei. Mi-e foarte dor de ei. De bea aștept să vin acasă, să le văd că acasă e cel mai bine. Și asta e. Așteptăm. Așteptăm și noi să vină copiii. Cu mare drag. Cu mare drag. Mulțumim. Și mulțumesc frumos pentru această frumoasă surpriză care i-a făcut-o din partea lor. Și pentru dumneavoastră. Și pentru dumneavoastră. Și ați adus surpriza.